Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Expoziție de ovine și caprine. Simpozionul național de estetică. Vernisaj de pictură la sala coloanelor din Palatul Ghica Comănești. Generalul de 4 stele, Vasile Jenică Apostol, președintele de onoare al filialei Bacău a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, a fost sărbătorit sâmbătă 7 octombrie în cadrul festiv la împlinirea a 75 de ani de viață. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul adunării generale extraordinare a filialei Bacău Cultul Eroilor la Centrul de Cultură George Apostu. Au fost la eveniment subprefectul Narcis Jitaru, consilierul județean Ilie Bârzu, primarul comunei Bârsănești, localitatea de origine a generalului Vasile Apostol, este vorba de primarul Gelup Botezatu, președinții asociațiilor locale ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Asociației Naționale a Ofițerilor în Rezervă din România, Asociației Tradiții Militare Românești. Au mai fost președinții organizației locale ale comunității evreilor din România, a Uniunii Armenilor din România și a Asociației Europene a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. În sală au mai fost cunoscuți oameni de cultură, printre care s-a aflat și dirijorul Ovidiu Bălan, numeroși profesori, oameni de afaceri și membri ai Asociației Cultul Eroilor din județul Bacău și Roman. Personalitatea și activitatea generalului Vasile Jenică Apostol au fost evocate de actorul Gheorghe Geopopa, directorul Centrului de Cultură. Să fiu în preajma Asociației Cultul Eroilor Regina Maria și să-l ascult de câteva ori cu admirație și respect pe domnul general Jenică. Eu înțeleg că misiunea principală a acestei asociații este să vorbească la nesfârșit, pentru că alții nu o fac, despre eroii neamului. Și o facem și se vede foarte clar că de când a preluat ștafeta domnul președinte Voicu, o face deosebit de frumos, cu talent. La început avea emoții, că l-am prins exact, s-a schimbat ștafeta, dar astăzi sunteți extraordinar. Și numeroasele activități din acest județ demonstrează că poate astăzi și cu siguranță prezența dumneavoastră în sală poate să demonstreze și să arate că este cea mai importantă asociație filială din această țară. Cea de la Bacău. Pentru că ne mai uităm și noi din când în când în presă, presa centrală, și nu vedem ceea ce se întâmplă la Bacău. Și încă mai sunt multe de făcut. Și spuneam că asociația vorbește despre eroi. Cu toții vorbim despre eroii care s-au dus. Dar nimeni nu vorbește despre eroii care mai sunt încă, cei în viață. Noi, politicienii, suntem obligați să vorbim despre eroi și când mergem într-un spital, pentru că mulți dintre eroii noștri sunt cu bisturi în mână și ne oferă o șansă în viață. Mai vorbim despre militari în viață, care, iată, în ultima știre pe care am văzut-o, foarte mulți vor pleca din nou în misiuni în afara granițelor țării. Citeam o știre acum, din păcate, și în Israel începe un nou război. Vorbim despre tot felul de eroi. Dar despre un erou care ar trebui să fie și astăzi cel mai erudit profesor de istorie militară, vorbesc numai oamenii din această sală. Și ar trebui să vorbim cu toții despre eroul general Jenică Apostol. Nu uitați, v-am rugat să mă priviți ca un tânăr.
pentru că eu cred că sunt cel mai tânăr din sală. Și ce n-am făcut armată? Că așa au fost timpurile. Nici doamnele probabil nu au făcut armată. Sau poate au făcut, nu știu, o parte. Da. Trebuie să scoatem în evidență ce este frumos, ce este erudit, ce este de-al nostru, de acasă. Și faptul că l-avem pe domnul general astăzi la Bacău, este ceva nestemat. Păstrați-l, aveți grijă de dânsul, chemați-l, pentru că are putere în continuare să fie prezent peste tot, și dați-i cuvântul. Dați-i cuvântul să-l ascultați. Nu de foarte mult timp în urmă, către o lună, două luni de zile, discutam cu domnul președinte Voicu despre o intervenție într-un loc, să nu dau mai multe nume, că știam că programul nu permitea prea multe speech-uri. Că se mai întâmplă. Prea mult vorbesc cu unii. Și eu de altfel, câteodată, dacă mă întind. Dar termin rapid. Și dânsul mă ruga un singur lucru. Domnule subprefect, vă rog foarte mult, faceți cumva ca domnul general să ne mai spună două cuvinte. Că la un moment dat, cum toți din sală nu o să mai avem posibilitatea, nici dânsul, ca și noi, nu va mai fi. Cine o să ne mai vorbească despre eroi? Politicienii? Nu o să-mi sta. Vedeți că nu vorbim despre eroi duși, despre eroi existenți. Cine o să ne vorbească? Medicii? Cine o să ne vorbească? Primarii? Nu. O să ne vorbească militari. Și nu orice militari. Militarii care au făcut ceva pentru această țară. Militarii care au scris istorie în această țară. Și la propriu, și la figurat. Bineînțeles, nu-i scoatem din context nici pe preoți. Pentru că și preoții vorbesc despre cele sfinte și despre eroi. Eroul vieții este Iisus Hristos, până la urmă. Și noi încercăm, ca și domnul general, cât de puțin să-l copiem pe acest Iisus Hristos. Prin urmare, mai multe n-aș vrea să spun, ci doar să vă felicit, domnule general, că ne faceți cinste și că prin cuvintele dumneavoastră reușiți să ne despaseți, nu știu, să găsesc un cuvânt de genul, să ne deschideți inima către ceea ce poate mulți dintre noi nu reușim, către eroii neamului. Faceți acest lucru în continuare. Iar eu, atât cât voi fi premenit în această poziție, voi căuta acolo unde veți fi și dumneavoastră prezent, să fur microfonul de la organizatori și să vi-l dau și dumneavoastră. Felicitări! Artistul plastic Mihai Nechita Burculeț revine pe simezele din Sala Coloanelor de la Palatul Ghica din Comănești, într-o companie selectă formată în special din cadre didactice de pe toată Valea Trotușului, alături de Ion Câdă, primarul comunei Măgirești, dar și de Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Târgu Ohna. Localitatea care l-a adoptat pe artistul plastic născut la Iași a avut loc vernisajul expoziției Cu și despre toamnă. Și exercițiul pe care vi-l cer este să vă reglați pleoapele în așa fel încât lumina asta de afară, lumina asta de octombrie spre sfârșit, să intre în așa fel în periferia dumneavoastră încât să reușiți să uniți afară și înăuntru. În această zi frumoasă de octombrie, în această seară privilegiată de octombrie, avem această ocazie foarte magică să ne simțim la fel de bine și afară și totuși să simțim cum pictorul știe să medieze, să unească prin nenumărate fire ceea ce este în inimă și ceea ce este afară, ceea ce este în ochi și ceea ce este în mână. Toate se unesc. Asta știu să facă pictorii în mod general și asta știe să facă foarte bine acest prieten al nostru în special. Pictorul lui Mihai Nechita Burculeț este un elogiu adus prieteniei. Nu e nimic în pictura lui care să încerce să creeze gâlceavă și ceartă.
totul este atât de prietenos. Până și culorile sunt prietene în tablourile lui. Știe să construiască așa vecinătățile, știe să pună un pic de albastru în verde, știe să pună un pic de roșu în galben și în felul ăsta există, așa cum spuneau grecile mult, acea curgere, există acea vorbă care se numește totul curge. Totul curge și totul se unește. Și există acest sentiment holistic în care ce avem deasupra, adică și cred că dumneavoastră locuitorii ai orașului Comănești ați vizitat acest muzeu și știți, cunoașteți marea colecție de picturi pe care o aveți la etaj. Și există așa un fel de potrivire frumoasă, un fel de rezonanță pe care trebuie să o simțiți în această seară cu ceea ce este la etaj și cu ceea ce este aici la parter, în această sală a coloanelor. Vă invit să simțiți rezonanța nu numai cu etajul și cu parterul, ci și cu expoziția de etnografie care este în acest palat. Pentru că Mihai Nechitean Popescu este un arheolog al acestei lumi care nu mai există aproape, acestei lumi țărănești. Și veți vedea detaliile în pictura lui, acele detalii care vă trimit la acel univers perfect funcțional, la acel univers care nu șchiopăta niciodată, care mergea aproape în fanfară. Ei bine, aceste detalii știe să le culeagă pictorul nostru și să le așeze cu discreție, cu prietenie, în tablourile lui. Pictura lui nu este numai despre lumea asta etnografică. Veți găsi amintiri, prietenii pe care le are pictorul cu mari maestri, pe care uneori, cu care are dialoguri. Are dialoguri cu maestrii picturii olandeze. Are dialoguri cu maestrii picturii spaniole vechi. Există această prietenie și această invitație pe care o face la aceste expoziții, pe care pictorul o face la aceste expoziții, o invitație făcută acestor maestri care vin și cumva spun el este un pic ca noi. Și vă invit să simțiți această prietenie. V-am spus, întâlnirea din această seară este sub semnul prieteniei. Este un tablou pe care scrie un pic ambigu, e din Arcadia Ego. Și asta înseamnă că am fost și eu pe acolo. Am fost și eu în Arcadia. Am fost și eu în această lume fericită. Am fost și eu în această lume fericită și iată, vă aduc vouă. Pictorul nostru, pictorul pe care îl sărbătorim această seară, pentru că o întâlnire de acest fel nu e altceva decât o mare sărbătoare. Pictorul din această seară ne invită să mergem împreună cu el în această lume a fericirii. Pictura poate să facă. Aceste ferestre deschise spre lume nu sunt altceva decât locuri în care putem să intrăm. Încercați să intrați în tablourile lui Mihai Nechitean Burculeț. Veți, în afară de aceste vecinătăți prietenoase, veți găsi un drum mereu, un drum pe care trebuie să mergeți. E un drum șerpuit și mereu ascendent. Există un orizont în tablourile lui, un orizont care numai, la care punctul de fugă este extrem de îndepărtat. Știți, pictorii construiesc contexte perspectivale. Asta înseamnă că există, e ca o scenă, sunt niște linii de fugă care fug spre infinit. Uneori infinitul este aproape, atunci când ne simțim dați afară din tablou. Iar altori infinitul acesta, punctul de fugă este foarte, foarte departe. Tablourile în această seară, de pe aceste simeze, tablourile lui Mihai Nechitean Popescu, sunt niște tablouri cu un punct de fugă extrem de îndepărtat. Atât de îndepărtat încât aveți timp să adăstați, să stați în fața tablourilor. Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine Miorița Moldavis, Bacău, în parteneriat cu Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni, a organizat expoziția de ovine și caprine, ediția a doua, 2023. Evenimentul a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău și au fost prezenți 10 de crescători din Bacău cu exemplare valoroase. Astăzi ne aflăm la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, la cea de-a doua expoziție a ovinelor și caprinelor.
Aici sunt fermieri din cadrul asociației noastre, dar și din județul Bacău, producători de brânzeturi și produse tradiționale. Prieteni, de ce faceți aceste acțiuni? Pentru a populariza meseria fermierilor noștri. De ce? Pe care dispariție? Se pierde încet, încet? Ușor se pierde. Din cauza forței de muncă și a noilor tendințe, ușor se pierde această tradiție. Și merită să o popularizăm cât mai mult. Și ăsta e și rolul nostru până la urmă. Expoziția a fost un prilej pentru ca oamenii să se poată întâlni, să afle despre diferitele legi din agricultură sau despre problemele pe care le întâmpină crescătorii. Și ne întâlnim cu colegi, ne sfătuim, mai învățăm unul de la altul, un prilej de socializare. Cu ce ați venit astăzi? Am venit cu animăluțele astea de aici, care le-am putut prinde și ne mândrim cu ele. Cam asta e. Încotro. Ce nevoie aveți? Păi tocmai de asta am venit aici, ca să vorbim și între noi, să ne sfătuim, să ne spunem păsurile, nevoile, să vorbim cu președintele de asociație, să se ducă cu nevoile noastre și cu problemele noastre mai departe, la cei de sus. Cam care ar fi? Foarte multe. Le enumerez din nou. Lâna, subvențiile la timp, ANT-ul care vor să ne-l taie. Sunt foarte multe, dar cam astea ar fi cele importante și cele care sunt de actualitate. Dețin un număr de oi, de 500 de oi, rasa Turcană, varietatea Bălă, le-am cu certificat de origine. Și ați venit astăzi aici ca să? Ca să ne expunem, să ne expunem și noi la produși. Cum e această meserie? Foarte grea. E grea. Din ce? Nu știu dacă o să vină din urmă, nu știu dacă se merită să vină cineva din urmă. Din ce în ce e tot mai grea. De ce? Lipsa forței de muncă. Și nu vă ajută cu ceva, ministru? Ne ajută cu ceva. Ne ajută și nu prea ne ajută. Cum ar veni? Nu ai un să vinzi la un preț care să-ți acopere munca. Cam atât. La eveniment, toți cei prezenți s-au putut delecta cu muzică voie bună și cu preparate delicioase din carne de oaie. Dublă sărbătoare pentru locuitorii din Răchitoasa, care au celebrat atât ziua comunei, cât și ziua recoltei. Evenimentele au prilejuit întâlnirea gospodarilor, a tinerelor talente din comună, dar și a unor invitați speciali care au răspuns prezent invitației. Au fost prezenți alături de sute de locuitori din Răchitoasa, deputatul Ionel Floroiu, o parte dintre primarii și viceprimarii de pe Valea Zeletinului, dar și numeroși consilieri județeni. Ziua comunei Răchitoasa, sărbătoare a comunei, cuvioasa Paraschiva, care noi ținem an de an, cu evenimente plăcute, cu ajutorul domnului deputat, a domnului președinte Ivance, a domnului senator Benea, care a fost totdeauna alături de noi. Sper să ne distrăm și să avem o zi frumoasă. Mă bucur să particip la această sărbătoare, zilele comunei Răchitoasa. O comună importantă, o comună în care investițiile își parcurg pașii normali, o comună cu un primar implicat, un primar gospodar, o comună cu oameni primitori și iubitori, o comună cu care Consiliul Județean are un parteneriat și o colaborare foarte, foarte bună, o comună deși un pic mai departe de centru, între ghilimele, o comună aproape, putem spune, cu condiții de trai europene, o comună în care apa, canalizarea, școala și infrastructura sunt la ele acasă. Sărbătoarea a marcat totodată și investițiile de anvergură făcute în Răchitoasa și pe Valea Zeletinului, în infrastructura rutieră, de apă și canal, dar și în infrastructura școlară. Toate școlile din Răchitoasa sunt noi și condițiile de viață pentru locuitorii comunei se apropie de cele de la oraș. Ziua comunei organizată de Primăria și Consiliul Local Răchitoasa a cuprins și organizarea tradiționalului bâlci, dar și un frumos spectacol artistic.
De 28 de ani în fiecare toamnă, Bacăul se distinge pe harta culturală a României cu un proiect de înaltă ținută academică. O veritabilă marcă înregistrată a Centrului de Cultură George Apostu din Bacău, Simpozionul Național de Estetică a propus publicului iubitor de frumos timp de două zile o serie de evenimente culturale de nerefuzat menite să ne acopere inimile cu infinită emoție de toamnă. O acțiune culturală excepțională prefațată cu emoție și nerăbdare. Pentru că discutăm despre deschiderea Simpozionului Național de Estetică, ediția 28-a, nici nu știu când au trecut cele 27 de ediții de am ajuns la această ediție, este pentru mine o onoare și în același timp o bucurie mare să-i mulțumesc pe de-o parte lui Laurențiu pentru modul în care a știut să creeze acest moment aici la Centrul Apostu. Și nu în ultimul rând să le mulțumesc tuturor celor care participă în acest an, atât cât este ele an, că nu mai știu dacă anul ăsta e an, sau dacă anul ăsta e zi, sau o fi săptămână, sau o fi o clipă, a și trecut. Și în același timp să vă invit să fiți parte a programului nostru. Cea de-a 28-a ediție a Simpozionului Național de Estetică a debutat cu o expoziție de sculptură cu îngerii, unde invitații centrului au luat parte la vernisarea expoziției semnate Laurențiu Mogoșanu. Aduce în atenție, iată, tema aceasta a îngericului, a îngerilor, dar o tratează altfel. Spuneam că așteptările mele au fost oarecum contrazise de realitate. De ce? M-aș fi așteptat să văd peste tot aripi desfășurate. E un leitmotiv în expoziție despre îngeri. Aripi în toate azimuturile. Ori aici o să vedeți că niciuna din lucrări nu are reprezentarea clasică sau standard a aripilor. Legat de această expoziție, încercat să, și sper că am reușit, se pare că am reușit să arăt această împreună lucrare a îngerilor ca ființe spirituale create de Dumnezeu și sfinții care au trăit pe pământ și care se mai numesc și îngeri în trup. Au avut o viață îmbunătățită, au trăit într-un mod plăcut lui Dumnezeu și atunci Sfinții Părinții, așa i-au denumit sau supranumit îngeri în trup. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 19 octombrie, vremea se mai încălzește. Maxima zilei urcă până la valori de 20 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 8 grade Celsius. Vineri, 20 octombrie, vremea continuă tendința de încălzire. Maxima zilei ajunge până la valori de 20-25 de grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la valori de 8 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.